căsuța prieteniei din Gherța Mare a strâns sute de invitați la cea mai tare sărbătoare a toamnei. Copiii au făcut must, au desfăcut mălai și s-au întrecut în diferite concursuri unul și unul. Cel mai mult au fost atrași de tot ce a însemnat muncile câmpului, dar și să afle cât mai multe despre legumele și fructele care se culeg în acest sezon. Roadele lui Brumărel i-a atras pe cei mici ca un magnet, cu toate că majoritatea au crescut la sat. Cei care au dorit au avut posibilitatea să îmbrace costume colorate și vesele. Distracția și buna dispoziție au fost la ea acasă, prin show-ul de muzică și lumină asigurat de DJ Dani. Scopul evenimentului a fost unul caritabil, intrarea la căsuța prieteniei fiind gratuită. Pe de altă parte, cei care au dorit au donat anumite sume de bani pentru un caz umanitar. Nicoleta Benecopcea, cea care se ocupă de căsuța prieteniei, a stabilit că, în urma acestei colecte, suma de 3.050 de lei să ajungă la o fetiță din localitatea Turț, care, din păcate, are o problemă gravă de sănătate și are nevoie urgent de orice mic ajutor. Pentru această fetiță s-a făcut o strângere de fonduri și la Biserica Ortodoxă din sat, însă nu a fost suficient. Este demn de apreciat faptul că oșenii s-au mobilizat în astfel de momente, unii dintre aceștia donând sume de ordinul sutelor de lei, fără ca măcar să participe la petrecere. La fel de frumos a fost și gestul oșenilor care au auzit de colectă abia după ce evenimentul a avut loc, însă au ținut neapărat să fie solidari și să ajute un suflet de numai 10 anișori. Nicoleta Benecopcea dorește să le transmită și pe această cale mii de mulțumiri pentru mobilizarea exemplară și pentru contribuție. Aceeași apreciere o arată și familia fetiței din Turț, care este extrem de recunoscătoare tuturor celor care au contribuit la colectă, fără ca măcar să aibă cunoștință despre situația delicată în care se află.